Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Notă din 4 noiembrie 1987. În ultima perioadă de timp se înregistrează o tendință de deteriorare a stării de spirit în rândul oamenilor muncii, cauzată în principal de neajunsuri și lipsuri serioase în aprovizionarea cu produse agroalimentare și primirea retribuțiilor diminuate cu 30 până la 50%. Nota din 13 noiembrie 1987. Oamenii ai muncii din cadrul platformelor industriale de camioane și tractoare fac aprecieri și comentarii negative la adresa factorilor de conducere ai întreprinderilor și lipsei de căldură din locuințe, întreruperilor la energia electrică, neajunsurilor din aprovizionarea cu alimente. Se fac referiri necorespunzătoare cu privire la nerealizarea sarcinilor de plan în obiectivele economice, îndeosebi la întreprinderea de autocamioane Brașov. Salutare, bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta este jurnalistul Liviu Tofan. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră, Liviu. Cu maximă plăcere. Cei mai mulți dintre noi te știm din vechea echipă de la vechiul Europa Liberă, de la vechiul Radio Europa Liberă, dar acum ești și autor de film documentar și un film documentar impresionant. Știu foarte multă lume care l-a văzut și foarte multă lume care a vibrat. 1987, Brașov, nu se poate pune problema de a fost sau n-a fost, ci se poate pune problema în termenii ce a fost. A fost 2 ani prea devreme, cum sună subtitlul filmului. Brașov 1987, 2 ani prea devreme. A fost un fel de repetiție generală, putem spune, privind înapoi și întotdeauna lejer să privești înapoi, vezi lucrurile mai bine. Un fel de repetiție generală pentru Timișoara, decembrie 89. Cu mica deosebire că în decembrie 89 regimul era pregătit pentru a riposta cu maximă duritate la o asemenea revoltă, iar în noiembrie 87 a fost luat total prin surprindere. Am făcut acest film, trebuie să spun, la dorința brașovenilor, care ei au ținut ca aniversarea anul trecut a 30 de ani de la revoltă să nu treacă din nou neobservat. Să recuperăm, într-un fel, prin acest film, un moment deosebit și foarte puțin cunoscut în același timp din istoria noastră recentă. Știți cumva de ce această stradă se numește 15 noiembrie? Nu, n-am nicio idee. Nu știu. Nu. Nu. Păi pe aici au mărșăluit revoluționare din 15 noiembrie 1987. Nu, chiar nu știu. De la 15 noiembrie data, nu știu. Mersi. Nu știu ce s-a întâmplat pe 15 noiembrie sau ceva an, nu știu. I speak English. Oh, sorry. Have a good one. I'm from Canada. Nu. 15 noiembrie, normal. De ce? Pentru că a fost o, să zicem așa, o mini-revoluție. Nu. Nu, nu. Nu? Nu. Nu, nu știu. Habar, nu, pare rău. Nu știu. Nu. Mersi. Bună ziua. Bună ziua. Știți cumva de ce acest bulevard se numește 15 noiembrie? Da, știu. Pot să vă spun, am fost acolo la 15 noiembrie. S-a vorbit foarte puțin despre 1987, adică în mod firesc ce s-a întâmplat în 89 a luat prin planul, pentru că așa e normal. Dar de ce s-a vorbit așa de puțin despre 1987? Odată este, cum ai spus, evenimentele din decembrie 89 au
din cauza amplorei și a încărcăturii emoționale și a succesului, a pus cumva în umbră tot ce a fost înainte ca protest. Al doilea motiv este că în 1987 regimul a făcut tot posibilul pentru ca revolta să nu fie cunoscută, să fie cât se poate mușamalizată, și așa s-a și întâmplat prin procesul celor 61 de muncitori, care a fost de fapt o mușamalizare a revoltei. Și în al treilea rând, să nu uităm teama deosebită care domina în România în anii 80. Lumea speriată, lumea nu vorbea și nu povestea și nu spunea copiilor, și așa se face că un eveniment major a rămas aproape necunoscut. S-a hotărât să se numească 5 noiembrie, tocmai ca să nu se uite, pentru că foarte multă lume a uitat. Lucram la unelte și scule, la secția forjă, unde munceam greu și cât de cât trebuia să ai acolo ceva de mâncare. În cartier, mai nimic ca de obicei, pâinea se terminase, că de regulă cei care se sculau la 8 erau cam leneși, nu mai prindeau pâine. Am plecat, necăjit, zic, măi, mă duc. Aproximativ, câtă lume știm că a participat în 87 la ieșirea în stradă din momentul respectiv? Participanții vorbesc despre circa 10.000 de oameni. E enorm. Foarte, foarte mult și dincolo de numărul participanților, intensitatea revoltei a fost cu totul deosebit. A fost o furie, o dezlănțuire de furie extraordinară. Demonstranții au pătruns în cele două sedii din centrul Brașovului ale puterii, ale partidului, în Consiliul Județean și primărie, unde era Consiliul Municipal de Partid. Deci clar a fost vizat partidul și toată furia oamenilor s-a revărsat asupra acestor clădiri și a obiectelor dinăuntru, pentru că au fost efectiv devastate, mai ales Consiliul Județean. Oamenii au distrus și au aruncat pe geam pe tot ce au pus mâna. Ni s-a povestit, de pildă, că în după amiaza evenimentului, când oamenii din Consiliul Județean au fost chemați la lucru ca să facă ordine, să vadă ce s-a întâmplat, între altele, ne-a povestit unul dintre ei, a găsit un birou proptit într-un geam. S-a dovedit prea mare, n-a încăput prin geam, pentru că l-ar fi aruncat afară. Deci a fost o dezlănțuire, o furie extraordinară, și de ce să ne mire la urmă, pentru că am văzut furia din decembrie 89. Eu nu mai lucrez, că n-am cu ce trăi. Deci efectiv nu mai rămâneam mai cu nimic. Aici am primit fluturașii în noaptea de 14 spre 15 noiembrie și am constatat cu stupoare că aveam diminuat din salariu o sumă destul de importantă, 800 de lei. Împreună cu toți colegii am hotărât să nu mai lucrăm. Ne consideram umiliți în ultimul hal. Deja era fierbere, a început lumea să fiarbă, era agitată, era foarte agitată. După care ne-am strâns toți și am plecat în atelierul din mijloc. Când am citit pe fluturaș 1000 de lei minus, fără câțiva lei, am zis: domn maestru, eu din momentul de față nu mai muncesc. Opresc curentul la mașină și fiecare din ceilalți băieți faceți ce vreți, dar părerea mea, lăsăm cu toții lucru acum. Șeful nostru de secție era ofițer de serviciu pe uzină. A venit rândul târziu, după ce noi oprisem lucru, probabil dânsul nu i-a fi venit să creadă ce se întâmplă în secție la ora 11 noaptea. A venit cu nicio explicație. Primul lucru când a intrat: ce vă trebuie, ce sunteți de mulțumiți, mergeți și dați drumul la mașini și lucrați. Ne-a spus să mergem la muncă, că dacă nu ne apucăm de muncă, luna viitoare nu o să luăm nici atâți bani. Și atunci noi am rămas acolo până dimineața. Mai ales că ne-am adunat toți, eram o forță, eram fără teamă, fără nimic, nu ne gândeam ce se va întâmpla a doua zi niciodată. Și la un moment dat, dacă am văzut că suntem uniți,
Am continuat protestul până dimineață. Ce solicitau, Liviu? Ce voiau muncitorii de la Brașov? Era o revoltă îndreptată împotriva partidului sau era punctul maxim al unei revendicări economice, al unei frustrări economice? E adevărat că frustrările în prim plan erau economice, dar totul se rezuma la partid, care era puterea totală și absolută. De aceea și ținta demonstranților a fost Partidul Comunist. Era o perioadă deosebit de grea în toată țara, da. Nu numai la Brașov. Ceea ce s-a întâmplat la Brașov putea să se întâmple, de pildă, la fel de bine în februarie 87 la Iași, la Nicolina, unde s-au întâmplat aceleași proteste muncitorești spontane. Motivul imediat era celebra lege a plății în acord global, introdusă de Ceaușescu pe la mijlocul anilor 80 și extinsă în toată economia. Legea spunea foarte simplu că salariul muncitorului nu mai este un salariu fix, este în funcție de realizarea planului. Dacă planul nu se realizează, îi se impută prin reducerea salariului. Și asta s-a întâmplat, repet, nu numai la Brașov, s-a întâmplat peste tot. Deosebirea la Brașov a fost că muncitorii revoltați de la Steagul Roșu, de la uzina de autocamioane, au ieșit în stradă și au mobilizat orașul. Ceea ce la Iași, de pildă, nu s-a întâmplat. Da. Au ieșit în stradă și au mobilizat orașul. Și astfel, revolta lor, determinată de neplata salariilor, a devenit revolta orașului împotriva regimului. Suntem câțiva. Nu știu de ce aveam noi, noțiunea asta să fim cât mai mult. Probabil ca să ne dea curaj necesar. Dar știu că și mi-a rămas întipărit în minte că tot pe umărul meu și pe Lucănărul s-a ridicat el la un moment dat pe calea București și striga, zice, băi, ești nebun, uite-te în spate, că să nu se vede sfârșitul coloane. Am trecut prin fața casei mele. Soțul meu era la geam, că făcea mici schimburi inverse pentru copil. Și el atunci a strigat la mine când m-a văzut, nebuno, hai acasă, că să vezi ce-ți fac ăștia. Zic, nu, lașule, vino cu mine. Și am plecat. Ce s-a întâmplat de... n-a avut efect de multiplicare în alte spații? Ce s-a întâmplat de ieșirea asta n-a avut efect de multiplicare în oraș mai departe, în așa fel încât să țină? Poate pentru că situația, contextul, nu era încă suficient de copt cum a fost în 89. Adică noi știm lucrurile astea, dar cred că trebuie să le amintim pentru cei care ne privesc și care n-au prins perioada aia și care ar înțelege mai mult din ce se întâmpla atunci. De aia adresez întrebarea. Era o perioadă de schimbări în blocul comunist determinate de venirea la putere la Moscova în 85 a lui Gorbaciov. Și era un fel de speranță că lucrurile s-ar putea să se îndrepte în țările comuniste. Unde iarăși trebuie să spunem că nu era aceeași situație în toate țările comuniste și cea din România era cea mai proastă de departe. Niciun alt popor est-european trăia atât de prost și atât de oprimat ca poporul român. Revolta de la Brașov a fost cel mai important protest din Europa răsăriteană în tot anul 1987. Ceea ce ne-a surprins enorm și pe noi la Europa Liberă. Adică tocmai din România, unde știam cât de severă este represiunea, unde știam cât de firavă este opoziția și dizidența în 87, tocmai din România să avem evenimentul Revolta Anului. A fost o surpriză extraordinară și nu ne-a venit să credem inițial. Ați aflat repede? Am aflat destul de repede. Eu țin minte că revolta s-a petrecut într-o duminică, 15 noiembrie, și noi am dat primele știri
trei zile mai târziu, pentru că trebuia să le verificăm. Nu puteam, chiar dacă am fi aflat în aceeași seară, da, ne-ar fi spus 10 oameni. Am văzut eu ce s-a întâmplat la Brașov, trebuia să avem surse, încă două surse serioase pentru a confirma știrea. Cum verificați? În cazul de față a fost ambasada americană. Prin consulatul de la München am primit confirmarea revoltei. Din câte am aflat, oameni de la ambasada americană s-au deplasat imediat la Brașov ca să verifice informația. Era un eveniment extraordinar. O revolta unui oraș împotriva lui Ceaușescu. În anii 80, în care nu se întâmpla nimic. Și Brașovul era al doilea mare oraș al țării atunci, da, ca populație și ca putere economică. La balcoane erau oameni care efectiv plângeau, care ne-au aplaudat și din mulțime, sincer, nu știu acum cine a dat tonul exact persoana, dar după foarte mult timp s-a auzit în Brașov Deșteaptă-te române. Deșteaptă-te române era, ca să zic așa, interzis de regimul comunist. Mi-a venit ideea să încep să cânt Deșteaptă-te române. Deși nu știam cuvintele, am dat tonul, dar după mine toată coloana a început să cânte. Ce să spun, că am simțit că se ridică pielea pe noi, efectiv. Se potrivea exact situației în care eram. Noi eram în curs de, să zic așa, de deșteptare. Efectiv pluteam. Ne-am simțit foarte bine. Deși știam ce ne așteaptă după aceea, dar am mers înainte. Și după aceea au început sloganurile puternice, strigate din toate părțile. Pentru prima oară am auzit jos dictatura, jos dictatorul, jos Ceaușescu. Și au început să strige jos comunismul, jos dictatura, împotriva lui Ceaușescu, și dar pașnic. Cineva care n-a trăit vremurile respective poate să întrebe cât se poate de justificat. Dacă au ieșit 10.000, de ce n-a continuat povestea asta? Ce i-a oprit să iasă în continuare? Ce i-a oprit să revendice în continuare ceva? În primul rând, pentru că revolta muncitorilor de la Steagul Roșu a fost o revoltă spontană, nu a existat o pregătire, nu a existat o conducere, nu a existat un plan. Am fost și eu surprins să aflu de la ei, de la participanții la demonstrație, că după ce și-au vărsat oful și furia pe cele două sedii și le-au distrus, oamenii au început să plece acasă. Mm-hmm. Da, eram și eu curios, dar cum s-a terminat? Au venit trupele de securitate. Dar până să vină ele, noi deja am plecat, plecam acasă. Se terminase. Cum să spun? Starea se consumase. Exact. Da. A fost pură emoție. Revoltă, furie, emoție, fără niciun plan. De pildă, după ce au ocupat Consiliul Județean, puteau să rămână acolo, să ocupe sediul partidului. Exact. Puteau să ocupe uzina pe care o aveau în mână. N-a existat un plan. Asta a fost... De aia s-a răsuflat cumva foarte repede. În anii 87, cum era în toată țara, mai pe românește, noi eram muritori de foame. Când am văzut ce de bunătăți au ăștia, care noi am început să apară videouri și ne mai uitam pe la... Pa, ascuns, ne întâlneam noaptea să ne mai uităm pe la un film, la video, și numai în filme mai vedeam bunătățile acelea. Am început să aruncăm cașcaval, pâine, salam de Sibiu și ce să mai erau bunătăți pe acolo. Mai erau și ananasuri, dar noi ne uitam, zic mă, ce-o fi asta, că n-am văzut până atunci niciodată. La fiecare birou erau oficii, unde era veselă, tacâmuri, pahare, plus niște frigidere mari, încărcate cu de toate. Nu-ți venea să crezi, românul de rând, când deschidea frigiderul, striga gol, ce putea să existe în frigiderul ăla? Deci, de la salam de Sibiu, cașcaval, roți de cașcaval, mai mici, mai mari. Bucăți de cașcaval. Cașcaval. Rude de cașcaval. O roată de cașcaval. Roți de cașcaval. Rude de cașcaval. Cașcaval. Cașcavalul. Am prins și o bucată de cașcaval. Astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, l-am văzut
cașcaval, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, l-am văzut cașcaval. Nu le trecea prin cap că sistemul s-ar putea schimba? Nu, nu, nu. Chiar și în decembrie 89, ei mi-au spus, sperau să se întâmple ceva ca la Moscova. Deci un comunism cu față umană, reforme, cu transparență, glasnost, perestroica, și o să fie bine. Cred că foarte puțini oameni au îndrăznit să creadă în ceva mai mult decât atât. Când se iese în stradă, în starea aia de emoție, e firesc să existe și excese. S-au întâmplat excese la Brașov? Adică s-au întâmplat și lucruri în jurul demonstrației care să nu aibă legătură cu mersul la județeana de partid și cu protestatul acolo? Nu, tocmai avem, chiar și în film apare un milițian, era capitan de miliție atunci, Ionaș, șeful cercetărilor penale din Brașov, care el ne-a povestit că până la județeana de partid, demonstranții au străbătând practic tot Brașovul, nu au spart un geam. El ne-a spus, dom'le, n-au spart un geam. Nimic nu s-a întâmplat. Absolut nimic. Cred însă că dacă demonstranții întâlneau vreun milițian în uniformă, îl călcau în picioare. Dar milițienii și-au dat seama foarte repede de situație și n-a ieșit în stradă nici unul. Erau câțiva în civil, mi s-a povestit, care observau și raportau, dar nu a apărut nicio uniformă. Nu s-a întâmplat, nimeni nu a fost molestat. Asta și pentru că au avut, de fapt, șeful județenei de partid la Brașov, era un domn, Petre Preoteasa, numit, deci cum ar fi Ceaușescu pe plan local. Da. Numit cu vreo o lună înainte de evenimente și care se afla în sediu în acea duminică. Era o duminică cu totul specială pentru autorități, pentru că erau alegeri în toată țara, alegeri pentru administrațiile locale. Da. Deci erau mobilizate pentru alegeri cu tot hau-hau de rigoare în ziua aceea și tovarășul Preoteasa era la birou să aibă grijă de alegeri. Norocul lui și al demonstranților a fost că nu l-au găsit. Ei l-au căutat și eu am avut, când am făcut filmul, am avut problema asta. Unii spuneau că Preoteasa nu era, fugise din sediu, când a văzut ce se întâmplă, a fugit. Alții spuneau că a fost acolo și s-a baricadat în birou și s-a ascuns. Ei, trebuia să lămuresc povestea asta, pentru că era foarte un element foarte important. Preoteasa nu mai trăiește, dar l-am găsit pe fiul lui. Am vorbit cu foarte multă lume în pregătirea filmului și foarte mulți brașoveni și unii ne-au spus, eu am fost coleg de școală cu băiatul lui Preoteasa, care era un tip foarte ok. Nu se dădea mare că taxul e nu știu ce și foarte de comitet, dar se certa chiar cu tatălui, un tip foarte ok. Și am dat de el, de Bogdan Preoteasa, și am aflat de la el măcar care a fost povestea. Într-adevăr, tatălui s-a baricadat în birou. Demonstranții probabil că au tras de ușă, au văzut că e încuiată și au mers mai departe. Și s-a ascuns sub birou ca să se protejeze de cioburile care zburau și de pietrele care zburau pe geam. Și încerca pe telefon, pe telefonul roșu, da, să alerteze Bucureștiul, să le spună că aici este prăpăd. Și cei de la București se codeau din Curticianu. Șeful de cabinet al lui Ceaușescu se codea să-i spună lui Ceaușescu că la Brașov există o revoltă a muncitorilor. Am văzut pe colegul meu, pe Mariu Niculescu, sus, când se chinuia să dea drumul la drapel și doar la portretul lui Ceaușescu. Efectiv l-am desfăcut acolo și l-am aruncat în mijlocul mulțimii, unde a fost sfâșiat în bucățele. Deci era o ură imensă a oamenilor.
împotriva unei bucăți vopsite de pânză, dar împotriva chipului de pe ea. Am văzut tabloul lui Ceaușescu aruncat pe de sus, de unde era amplasat, urmat de strigătul vulcanic al oamenilor de reacție pozitivă, de mulțumire. L-am dat jos pe Ceaușescu. Jos Ceaușescu. Și acel portret a picat cumva ca o fâlfâiere și a căzut într-un colț. Pur și simplu un colț, s-a rupt. S-a rupt totul așa. Erau niște urale ca la meci. Deci în momentul acela era început să fie ca o euforie. Pentru toți erau prinși toți de euforie. În acel moment, oamenii au considerat că Ceaușescu a picat. Prin Ceaușescu, noi ne-am câștigat dreptul istoriei sub flamuri roșii. Se împlinește azi prin marele bărbat tot ce-au visat și cutezat strămoși. În momentul când a căzut, toată lumea aplauda. Când a căzut jos, i-a dat foc. Când i-a dat foc, și eu, trebuia să fiu și eu acolo, nu? Am început să calc pe el. De ce? Zic, ne-ați mâncat sufletul până acum, să vă mănânce și pe voi. Da. Și așa se explică și întârzierea cu care au intervenit forțele de ordine. Pentru că preoteasa a cerut insistent să vină trupele de securitate să-l scape. Iar șeful trupelor de securitate cu care am vorbit și care apare și în film, am avut norocul să dau de el și este pentru prima oară când a vorbit omul acela despre acele evenimente și le-a spus lucruri foarte importante, a refuzat pentru că a spus că nu are ordin de la comandantul suprem. Și în momentul în care șeful trupelor de securitate pe țară, generalul Ghiță, i-a ordonat să iasă și a scos cei 80 de soldați, că atâția avea la Brașov, i-a pus în 3 camioane și s-au dus spre centru să intervină. Și a primit un telefon de la același general Ghiță cu întrebarea dacă au luat muniție de război. Iată un detaliu care putea să schimbe istoria și pe care noi l-am descoperit prin film. Și a spus, nu, n-am luat muniție, mi s-a ordonat să se întoarcă să ia muniție de război. S-a întors, a luat muniția, a ajuns în piața centrală din Brașov și a avut inspirația istorică să nu o distribuie soldaților. Am venit aici până când m-au apropiat de sediu. Am dat ordin ca muniția, răspundere personală, să rămână de război în lăzele, în autocamioane, sub pază militară. Acesta a fost motivul pentru care nu s-a tras la Brașov. Și confirmarea că soldații nu aveau muniție, am avut-o, și există documente, se poate citi, chiar din partea demonstranților. Unul dintre ei, care făcuse armata, s-a repezit la un soldat, pentru că au fost ciocniri între soldați și demonstranți. Unii demonstranți erau destul de activi, ca să zic așa. S-a repezit la un soldat și a smuls încărcătorul din AKM. Și a văzut că e gol, asta a vrut să verifice, și a început să strige, nu vă fie frică, nu au muniție, nu vor trage în noi. În decembrie, la Timișoara, în decembrie 89 aveau muniție. Da. Cum a fost represiunea, Liviu? Adică, cred că ăsta e unul dintre cele mai importante subiecte. Ce a făcut partidul? Ce a făcut securitatea în situația asta, în așa fel încât să rămână urme foarte puține și, pe de altă parte, să descurajeze cu totul orice replică la evenimentul ăsta? Au existat două faze ale reacției regimului. Prima fază a fost extrem de brutală și se intenționa condamnarea la moarte a unui număr de demonstranți. Și am avut în film, pentru prima oară, confirmarea acestui fapt din partea unui reprezentant al fostelor autorități. Reacția a fost extrem de dură și numărul arestaților a fost de câteva sute, inclusiv copii și femei. Și ancheta începută la Brașov
a fost făcută de zeci de anchetatori ai securității aduși din țară, nu de către cei din Brașov, pentru a se evita, să spunem, complicități. Da. Pentru că, de fapt, București nu mai avea încredere în autoritățile brașovene din cauza pasivității din acea zi față de miliția. Milițienii din Brașov au fost printre cei care au avut și ei de suferit din cauza revoltei. Pentru că nu au intervenit atunci. În acea primă fază a fost o anchetă extrem de dură, cu bătăi, cu torturi, după care au fost aduși la transportați de la Brașov la București, pentru că efectiv nu era loc să-i țină câteva sute de arestați la Brașov. Când am ajuns la miliție, m-au băgat într-un birou. Acolo erau trei indivizi. Unul mai al dracului, unul brunet. Nici n-am intrat bine, că m-a și lovit. În momentul când m-a lovit, m-am învârtit de trei ori și am rămas și cu timpanul spart. Mi-a spart timpanul. Pentru miliție și securitate era foarte important să afle dacă toată mișcarea asta a fost organizată de cineva din spate. A început să mă fac în toate felurile. Zic, domnule, vă rog frumos, zic, eu sunt gravidă, n-am chef de... Ce gravidă? Tu ești gravidă? Am luat un scaun din ăsta de lemn, alea de birou, cum erau înainte. L-am așezat lângă perete, m-au prins cu mâna dreaptă în cătușă de belciugă ăla și îmi spune, urcă-te în genunchi cu fața la perete. Mama, dă-te jos, nu e bine. Am luat două tomuri din alea de al lui Ceaușescu cu opere alese, care erau groase, mari, țeapene. Le-au așezat pe scaun, urcă-te acum. De ce? Urcându-mă în genunchi pe chestia aia cu fața la perete, cătușa mă trăgea în jos și îmi dezvelea rinichiul. Deci omul căuta o poziție anume a spatelui meu, în așa fel încât lovitura să fie cât mai eficientă, să zic așa. Mie atunci mi-au dat cu vârful pulanului cât a putut el de tare în rinichiul stâng. La așa ceva n-ai cum să suporți durerea. Deci nu e... E o lovitură care te distruge efectiv pe dinăuntru. Adică îți vine să leșini instantaneu. Ancheta a durat câteva săptămâni. A implicat sute, cum spuneam, sute de arestați. Ne-am fi așteptat să existe în vreo arhivă, deci oameni care au dat zeci de declarații. Da. Știm că au existat zeci și sute de fotografii făcute de securitate în timpul revoltei, fotografii folosite, văzute de nenumărați oameni și folosite în anchetă pentru identificarea participanților. E bine, astăzi, din acest enorm volum de material al anchetei care a trebuit să existe, nu mai există nicio foaie de hârtie. Cum? Nu știm cum. Au dispărut. Da? Nu se știe. Dacă mai există undeva și sunt ținute la secret încă, sau au fost distruse. Nimeni nu e în stare să spună că e albă sau neagră. Am încercat să găsim documente, am mers chiar la parchetul militar. Da. În cadrul documentării, pentru că știam că la parchetul militar cazul Brașov 87 este pe rol în cadrul acelui mare dosar al crimelor împotriva umanității, cu Revoluția, cu... Și Brașov este acolo, 87, nu au nimic și anchetatorii, procurorii cu care am vorbit știau mai puțin despre revoltă decât știam noi, cei care făceam film. Să ne gândim la un exemplu concret. Au existat anchetatori din Brașov care să ancheteze cetățeni din Brașov? Adică există cazul ca la ani după ce s-a întâmplat așa ceva să te întâlnești cu omul care te-a bătut în timpul anchetei pe stradă? Au cu anchetatorii propriu-zis, nu, pentru că nu erau brașoveni. Și chiar dacă se recomandau în anchetă, cine poate ști cu ce nume se... Uite, un caz de cum se purta un anchetator.
Mi-a plăcut foarte mult să descoper nuanțe în povestea asta și detalii. Detalii care spun uneori de 1000 de ori mai mult decât orice altceva. Un mic lucru, pentru că și nuanțele sunt fabulos de interesante. Unul dintre muncitorii anchetați ne-a relatat următoarea fază din a doua fază a anchetei, care a fost la București, când regimul a renunțat la pedepsirea extremă, cu pedeapsa capitală, și și-a dat seama că în 87 a făcut o impresie catastrofală în exterior, să aibă un mare proces politic și oameni condamnați, executați politic, imposibil. Și atunci Ceaușescu a mers pe mușamalizare, s-a transformat totul într-un caz de huliganism, încălcarea ordinii și liniștii publice, și ancheta a devenit mai soft la București. În această fază, un anchetator, care era ofițer de securitate, încă un lucru, anchetele se făceau numai noaptea, pentru că se urmărea privarea de somn a oamenilor. Da. Tortură, asta e tortură clasică, nu-ți dau voie să dormi. De la 10 noaptea până la 5 dimineața erau anchetele. Într-o asemenea noapte, un anchetator se dă foarte vocal și foarte activ și țipa la anchetat, dar nu-i făcea nimica. Țipa, trântea cu scaunele, trântea cu cărți pe birou, făcea zgomot să se audă afară ce vașnic este el și sever, și dar nu-i făcea, nu se atingea de anchetat. Și dimineața, la sfârșitul anchetei, i-a cerut respectivului muncitor să-i scrie pe o bucată de hârtie că s-a purtat omenește cu el. Un anchetator al securității simțea nevoia în 87 să aibă un asemenea certificat de bună purtare în buzunar din partea unui opozant. A primit certificatul ăsta? Da. A primit. Vezi ce e interesant? Foarte interesant este să te gândești acum, e limpede ce-i mâna pe oamenii ăștia care au ieșit în stradă. Dar e foarte interesant să te gândești acum la abuzurile pe care le-au făcut unii dintre anchetatori, bătând muncitorii care ieșiseră pe stradă, ajungând până la forme de tortură. Cum să nu te gândești că la un moment dat trebuie să dai socoteală pentru lucrurile astea? Adică ce trebuie să fi fost în mintea oamenilor lor? Ei, atunci revenim la nuanțe și la diferențe. Unii erau niște animale, niște brute stupide, alții mai și gândeau și își puneau problema, cum și-a pus acest ofițer, că se poate schimba. Lucrurile se pot schimba chiar și în România și că într-o bună zi s-ar putea să dea socoteală. Și a simțit nevoia să-i se dea o asigurare la mână. Cei mai mulți erau pur și simplu stupizi. Proști, nu se gândeau la, și imaginau că regimul lor va fi veșnic. Da. Și, sigur, contextul în care lumea sub imperiul fricii nu suflă, nu mișcă, probabil că asta îi încuraja să creadă că vor fi veșnici. La prima anchetă vreau să zic că nu m-a întrebat absolut nimic, nu m-am abătut. Deci nu m-am abătut. Absolut nicio întrebare, măcar să-mi spună cum mă numesc sau ceva. Deci nu mă bătaie. Cu pumn, cu picioare, un fel de luptă la cor la cor, dar fără să ripostezi, adică mă primești. Era un belciug în perete, m-a legat cu cătușele de acel belciug. Eram cu spatele, nu știam ce urmează să se întâmple. Dacă n-avusesem de-a face cu miliția, nu eram din mediul acela, nu aveam de unde să știu eu că acest individ mă va lovi. Ce a fost cea mai dură și cea mai puternică lovitură pe care am primit-o în viața mea. Am căzut în genunchi, m-a lovit în rinichi. M-a dus într-o cameră la confruntare. A zis, avem și... Te-a și recunoscut colegi de-ai tăi de muncă. Și știu că m-a dus într-o cameră, am văzut așa un sac de carne, ceva de genul ăsta, pentru că era tumefiat tot. Fața nu i-am recunoscut-o decât foarte târziu, după voce. Era Gherco. Și mi-a zis, zice, Dănuțe, spune adevărul că ne omoară ăștia. Când am intrat în miliție,
vă dați seama că care ne vedea, toți ne lovea, și din față, și din spate. Ancheta, deci ne lua la întrebări, stai jos, na, de unde ești, cum te cheamă, în sfârșit. Ziceai ceva greșit, mai primeai că de un baston pe spate, sau, mă rog, unei se numerea că zădea. Mai intra că de un dobitoc de milițian, îți mai trăgea una, îți cer scuze. Deci, cum intrau, cum te loveau toți. După ce mă bătea la tălpi, mă punea să merg și senzația era foarte, foarte dureroasă, o senzație groaznică. Și mă așeza cu genunchii pe scaun, deci nu în poziția în genunchi pe scaun, și așa mă bătea. Și m-a bătut până dimineață, cred că aproape până către când se făcea ziua. Non-stop m-a bătut. Non-stop. Tu nu te-ai oprit din ceea ce se numește a face jurnalism. Ai o experiență vastă, ai trăit experiența pe Europa Liberă din plin, ai trăit experiența știrilor de la pe Europa Liberă, ai trăit experiența de directorat, ai fost director adjunct al secției române de la Radio Europa Liberă, ai trecut consistent prin experiența asta, ai vorbit din afara României despre România. A venit Revoluția, ai revenit în România și trăiești acum felul ăsta de lume pe care o trăim cu toții în jurul nostru și participând la ea. Nu te întreb de meserie, te întreb de individul din spatele meseriei. Ești ceea ce se numește un dezamăgit? Uneori, da. Spun uneori pentru că îmi dau seama de primejdia ca jurnalist de a interpreta lucrurile sub imperiul unor emoții. Și ele sunt întotdeauna prezente când ești aproape de evenimente. Altfel sunt în România, dar știi, eu am plecat din România în 1973. Sunt din nou aici, în România, dar eu nu m-am întors acasă niciodată. Odată pentru că fizic Bucureștiul meu nu mai există, cartierul meu nu mai există, strada mea, casa mea nu mai există. N-am avut unde să mă întorc. Și pe aceea am fost plecat foarte mult. România s-a schimbat mult. Mă simt bine aici, este interesant ce se întâmplă. Am materia primă cu care lucrez aici ca jurnalist, dar sunt totuși un observator. Stau la oarecare distanță. Revenind la Europa Liberă și la filmul despre Brașov 87, știi, eu am fost atunci, eram șeful știrilor și eu și colegii mei, noi am fost cei care au difuzat știrile despre Brașov, despre revoltă. Și știri care au însemnat foarte mult, am văzut prin reacțiile și astăzi ale brașovenilor ce mult au însemnat informațiile transmise de noi despre, că s-a aflat despre da. Ei. Ei, și am avut bucuria când am făcut filmul. Odată să văd ce important a fost Europa Liberă pentru ei și pentru România în general. Și mi-a dat o satisfacție specială faptul că eu, care difuzam știrile despre Brașov, despre revoltă în 1987, 30 de ani mai târziu, am avut eu șansa să închid cercul într-un fel pentru mine și să fac filmul despre revolta din 1987. Dar cum a fost întâlnirea asta cu oamenii cu care ai vorbit? Pentru că erați la cele două capete ale firului, cum ar veni. Unii aici, în mijlocul acțiunii, alții în partea cealaltă, într-un alt tip de acțiune. Și vă întâlniți după atâta vreme. Poate că am formulat foarte greșit întrebarea cu dezamăgirea. Ce era în sufletele voastre și al tău și al lor în momentul când ai povestit cu ei? S-a dărâmat o lume și a rămas atât? Doar atât? O dărâmare de lume? M-a ajutat foarte mult să mă apropii de brașovenii, participanții, să mă apropii astăzi de ei când am făcut filmul. Când le-am spus cine sunt și ce am făcut atunci, asta a creat o legătură strânsă, foarte puternică, care m-a ajutat foarte mult să vorbesc cu ei, să comunic cu ei.
I-am descoperit prin asociația lor din Brașov, da. Asociația 15 noiembrie, și m-am întâlnit personal cu fiecare dintre ei, deci cu foarte mulți oameni, înainte de deci pentru a lua, pentru a-i cunoaște, uh-huh. pentru a afla de la ei ce s-a întâmplat. Și atunci mi-am dat seama de încărcătura emoțională extraordinară a acestui eveniment și de emoția care exista foarte puternică în fiecare caz în parte. Și asta a fost cumva cheia, că mi-am dat seama, m-am întrebat foarte multă vreme cum fac eu filmul ăsta despre subiectul este revolta de la Brașov. Dar care este povestea? Că trebuie să ai o... Dacă nu e o poveste, nimic nu e, ca să zic așa. Cum povestesc eu acest subiect dificil, urât prin ceea ce s-a întâmplat, vechi, o poveste, o chestie politică. Și emoția pe care am descoperit-o vorbind cu oamenii a fost cheia. Mi-am dat seama că asta trebuie să pun în valoare și altfel nimic altceva. Da, Liviu, mulțumesc foarte frumos pentru că ai fost la noi în emisiune. Felicitări pentru filmul ăsta. Multă plăcere. E un document important și sper din tot sufletul să-l vadă cât mai multă lume și să ia aminte la el cât mai multă lume. A luat și niște premii. Ne bucurăm tare de lucrul ăsta. Să amintim faptul că ai lucrat și cu o echipă din TVR și suntem foarte mândri de lucrul ăsta și succes în tot ce faci mai departe. Mulțumesc la fel. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem data viitoare. Noapte bună!